ziua și bine ați venit la Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman. Vă mulțumesc că v-ați făcut timp să ne onorați cu prezența. După cum vedeți, avem oaspeți de seamă care tot timpul sunt alături de noi în implementarea programului în mod special. Eu zic că ne-am evidențiat, de aceea și lumea ne caută. Tocmai prin activitățile pe care le avem în bibliotecă și nu numai. Acum încercăm să vă atragem și pe dumneavoastră, adică pe bibliotecile mai mici, să intre în acest program care, de fapt, îmi place mie să spun, ne dă și nu ne ia. Și fără eforturi mari. Deci, primim calculatoare. Pentru fiecare bibliotecă se începe cu un număr de 2 calculatoare, în funcție de spațiul care îl alocați dumneavoastră pentru acest centru cu internet public. Serviciile sunt gratuite. Sunt niște criterii pe care trebuie să le îndeplinească fiecare bibliotecă publică. Zic eu, criterii nu foarte pretențioase, pe care dumneavoastră, dacă doriți, și de aceea ne-am și adresat domnilor primari de această dată, tocmai pentru că dumneavoastră puteți să decideți dacă vreți să schimbați ceva în comună. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Despre programul Biblionet o să vorbesc și mai târziu. Eventual o să răspund la toate întrebările legate de program, deoarece toți invitații noștri o să vorbească despre program. Acum o să-i dau cuvântul domnului director al Bibliotecii Județene, Alexandru și Aristia Aman, Lucian Dimirică. Bună ziua, bine ați venit. Îl salut pe domnul Scott Anderson, este directorul adjunct al programului Biblionet pe România. Domnul președinte Ion Prioteasa al Consiliului Județean, cei care ne finanțează și ne sprijină activitatea de zi cu zi. Dar un salut special vine din partea instituției noastre și a tuturor bibliotecilor din județul Dolj către cei care coordonează acest program Biblionet, cel care a adus o rază de lumină în toate bibliotecile care deja au intrat. N-am să vorbesc foarte mult, am să vă dau doar câteva cifre ca să vă dați seama ce înseamnă Biblionet într-o comunitate locală. Până în acest moment, în județul Dolj, 38 de biblioteci au aplicat, au câștigat și au fost dotate cu echipamente într-o valoare destul de mare, este vorba de câteva sute de mii de dolari. Pentru fiecare bibliotecă în parte, însă, valoarea depășește 10.000 de dolari, în funcție de spațiu, așa cum spunea și colega mea Nicoleta. Beneficiile pentru comunitatea unde această bibliotecă își desfășoară activitatea, pentru comunitățile dumneavoastră, domnilor primari, sunt enorme. Într-un sondaj realizat de către programul Biblionet în luna decembrie, se arată foarte clar ce caută oamenii la bibliotecă atunci când vin și accesează un calculator. Își caută locuri de muncă, își caută tratamente, caută program pentru a veni la Craiova, la medicii care sunt specialiști pe anumite domenii. Și cred că cel mai important, își caută un loc de muncă. Un astfel de exemplu vă putem da chiar de la o filială de-a noastră care a intrat în runda a treia Biblionet, a devenit funcțională încă din luna ianuarie, iar la 3 zile după ce doamna respectivă ne-a dat voie să-i dăm și numele, se numește Călina Cornelia, are 34 de ani, nu avea niciun loc de muncă, a venit la Biblioteca Județeană, a intrat în cadrul programului Biblionet pe aceste programe speciale și a depus un CV, iar acum este medic în Germania. A avut la dispoziție 3 săptămâni să-și completeze dosarul și să plece. Probabil că în momentul în care se va întoarce pentru prima dată acasă din Germania, vom aduce la bibliotecă să ne povestească dumneai ce înseamnă acest program Biblionet, ce a însemnat pentru ea, este o experiență personală. Mie nu-mi rămâne decât să vă rog să o ascultați pe Nicoleta atunci când este vorba de anumite decizii tehnice pentru implementarea acestui program. Din partea dumneavoastră, contribuția este minimă și ține doar de acte, pentru că este nevoie de o hotărâre de Consiliu Local pentru a trece și a implementa acest program, iar de restul ne ocupăm noi. Dumneavoastră nu pot decât să vă promit că vă veți da seama în maxim 2 luni ce înseamnă Biblionet, mă scuzați, în comuna dumneavoastră, iar lui Scott nu pot decât să-i promit că o să-i luăm toți banii pe care putem să-i luăm și să încercăm să mai introducem încă 30 de biblioteci comunale din Dolj în acest program Biblionet. Așa cum vă spuneam, 38 de biblioteci deja se află în acest program, în cadrul rundelor a doua și a treia au intrat și biblioteci orășenești și municipale și comunale. Pentru un exemplu de succes am să-l rog pe domnul primar de la Gighera, bună dimineața, am să-l rog pe dumnealui să vină să ne povestească ce a însemnat acest program Biblionet într-o comunitate care cu siguranță nu avea posibilitățile să le ofere cetățenilor așa cum avem noi la Craiova sau în alte orașe sau municipii din județul Dolj. A fost un impact foarte pozitiv în sensul că într-adevăr și în spațiul rural, deci a Cotrunț,
acest sistem informatic, adică biblionetul, este ceva cu totul aparte față de ceea ce a fost în bibliotecile noastre sătești, comunale. Cred că această idee, această gândire legată de introducerea biblionetului în bibliotecile comunale a fost un succes, în sensul că, cel puțin la mine în comună, sunt mulți tineri care vin la bibliotecă, se informează, intră pe internet cu mare ușurință pentru că au la dispoziție totul și pot să acceseze cu mai mare ușurință anumite lucruri legate de ceea ce îi interesează pe dumnealor. Mai mult cu toate proiectele astea care se derulează, cu programe, studenții, avem posibilitatea cu biblionetul, da, la bibliotecă să introducem și datele, de exemplu, ale LUAPIE, prin care se depun cererile pentru eliberarea subvențiilor pe care proprietarii de teren, producătorii agricoli, le primesc de la Uniunea Europeană, de la Guvernul României. Cred că a fost un succes și părerea mea că ar trebui continuat acest proiect care a fost gândit cu multă vreme în urmă, să aibă și celelalte localități care n-au prins prima etapă de înființare de biblionet în localitatea dumnealor, iar dacă se poate, pentru cei care deja au primit acest program și lucrează pe el, să facă o extindere, să zicem, prin dotare cu încă două calculatoare, dacă se poate, la care să participe atât bugetul local, cât și din proiect, să fie o paritate, să zicem, jumate-jumate, 50-50. Deci celor care nu au, le doresc să se implice și să fie de acord că va fi ceva benefic pentru comunitatea lor. Și mai ales să creadă că primesc aceste calculatoare gratuit, că da. Dumneavoastră nu prea ați crezut la început. Nu că am crezut, dar m-a durut faptul că în ziua respectivă, când am discutat problema, s-a discutat problema în ședința de consiliu, 5 consilieri ai mei, din opoziție, bineînțeles, că asta e. Și unul de-al meu, da, de-al meu, culmea, au votat împotrivă. Deci 6 consilieri au votat împotrivă. Poate nu i-ați convins dumneavoastră. Dacă veneam eu, poate îi convingeam. Și că cine trebuie nou calculator internet la bibliotecă? Asta e viziunea lor. Nu-i nimic. Oricum, s-a înțeles foarte bine ideea, oricum bibliotecarii sunt mulțumiți că sunt instruiți la noi, la Biblioteca Județeană, datorită acestui program. Deci, dumneavoastră, ca și primari, mai scăpați de niște bani alocați pentru pregătirea profesională, pentru că două cursuri deja se fac aici, la Biblioteca Județeană. Acum să vă spun ce primiți, că cei noi probabil nu au de unde să știe. Deci minim 2 calculatoare, maxim 4 în funcție de populație. Asta înseamnă 15.000 de locuitori. Și cum Doljul nostru are foarte puțin locuitori într-o comună, de se încadrează la 4 calculatoare. Pentru aceasta trebuie creat un spațiu. Nu trebuie să vă speriați că aveți bibliotecile mici. Eu merg pe teren, văd locul, mai scoatem din rafturi, mai schimbăm puțin aranjamentul, ca să zic așa, și putem intra cu 4 calculatoare. Deci nu se poate. Eu știu bibliotecile din județ și se poate. Dacă dumneavoastră vreți, se poate. Trebuie să avem niște birouri. Normal, acele calculatoare nu pot să stea pe jos. Finanțatorii noștri nu ne cer neapărat să fie noi. Bine ar fi fost să fie mobilierul nou, dar puteți face rost din școală sau de oriunde altundeva și să punem acele 4 computere. Primiți și imprimantă și scanner și videoproiector și ecran cu proiecție. Deci copiii pot să scoată referatele pe hârtie, pe suport de hârtie. Cei în vârstă pot să vorbească cu rudele din străinătate. Bineînțeles, sunt ajutați de bibliotecari, de aceea sunt instruiți la noi. Dumneavoastră trebuie să vă dați acceptul doar ca o săptămână să vină la Biblioteca Județeană la cursuri. Acum ar fi bine să vorbim cu domnul Scott, directorul adjunct de program al programului Biblionet, Lumea în biblioteca mea, care o să vă spună foarte multe lucruri despre acest program.
Bună ziua tuturor! Mă numesc Scott Anderson și eu sunt director adjunct de program Biblionet în România. I'll come here to tell you a little bit about the program itself and then why you should be a part of it. O să vă spun acum câteva cuvinte despre programul în sine și de ce ar trebui să faceți parte din programul nostru. Very basic facts about the Biblionet program. This is a $27 million five-year program financed by the Bill and Melinda Gates Foundation. Programul Biblionet este un program care se implementează pe o perioadă de 5 ani, are o valoare totală de 27 de milioane de euro, de dolari și este finanțat de către Fundația Bill și Melinda Gates. And it's administered by an NGO based out of Washington DC called IREX, which is actually who am I work for, and IREX works in about 100 countries around the world. Programul este gestionat de către un ONG internațional cu sediu principal la Washington, denumit IREX. Care are sedii în peste 100 de țări din lume. We are now entering the fourth year of the Biblionet program in Romania, so we only have about 2 years left. Ne aflăm acum în cel de-al patrulea an de program în România și mai avem încă 2 ani de parcurs. But starting from nothing, we now operate in each of Romania's 41 județi and have over 1,200 libraries online, and by the end of the program, we hope to have 2,000 libraries on the internet. Programul este implementat în prezent în toate cele 41 de județe, iar până la finalul lui sperăm să îl introducem în mai mult de 2000 de biblioteci din țară. Now, the program is actually far more important than just about giving computers to libraries. Programul reprezintă mult mai mult decât simplu fapt de a dota bibliotecile cu calculatoare. The first thing it does is it provides Romanians with access to free information, and I want to underline the word free. În primul rând, oferă românilor acces gratuit și aș vrea să subliniez gratuit la informații. And this can run from very low-end projects like a grandmother who wants to use Skype to talk to her children who are working abroad in Italy. Aceasta poate însemna lucruri mărunte precum persoane care pot să discute cu rudele din străinătate prin intermediul programului Skype. To very high-end products like national government entities, like the national government, the National Ministry for Communications and Information Society, creating things like an online tax portal, or APIA, through the Ministry of Agriculture, finding a way that farmers can do their subsidies online. Însă poate însemna și lucruri mai importante, precum accesul la informații guvernamentale, ca, spre exemplu, depunerea cererilor de subvenție de către fermieri pentru APIA. It's a way to find uses for the library so that the library is not necessarily a burden to local budgets, but actually helps supplement local budgets and bring money back into the economy. Astfel, biblioteca nu va reprezenta o povară pentru bugetele locale, dimpotrivă va putea să aducă fonduri la economia comunităților. Just by way of example, I'll give you an example in Cluj of what happened 6 months ago, where they began to do job trainings to people who hadn't been able to find a job at the library. În județul Cluj, acum 6 luni, au început să se deruleze cursuri pentru persoanele care se aflau în căutarea unui loc de muncă, aceste cursuri fiind susținute la bibliotecă. Through a series of 1.5 week courses, almost 60 people were able to find jobs. That meant that 60 people went from being unemployed, being paid money by the state to remain unemployed, to being employed and earning income on their own. Not only is the state now no longer paying for them, they're actually paying taxes. So they're becoming a net contributor to the community. 60 de persoane au putut să-și găsească un loc de muncă, ceea ce a însemnat că statul nu le-a mai plătit în continuare indemnizația de șomaj și dimpotrivă aceste 60 de persoane au putut să genereze venituri la buget. The same thing with APIA related subsidies. Farmers no longer have to go to the county capital to fill out forms to apply to get subsidies. They can go to their local commune library and the librarian has been trained on how to do this to help walk them through that process. That saves the farmer money and it allows money to come back to the local community through the library much more quickly. Același fenomen se întâmplă și în cazul subvențiilor APIA. Fermierii nu mai sunt nevoiți să meargă până la sediile APIA să cheltuiască și bani și timp. Astfel pot să depună cererile de subvenții la bibliotecă mult mai repede, generând venituri pentru bugetul local. Very recently, within the last 2 weeks, the Biblionet program in Romania was named Romania's digital champion. And by that I mean the European Commission asked every country in Europe to create a digital champion, and the Ministry of Communications and Information Society in Romania nominated the Biblionet program. Recent, programul Biblionet a primit distinția de campion digital al României.
președintele Comisiei Europene a acordat această distinție. I'm sorry. For the continuation of the president of the European Union granted this distinction. And so we help to leverage that in order to. So let me do that. Okay. Okay. And so we hope to leverage that with the Ministry of Communications and Information Society and work with them to bring in several hundred million euros in European structural funds that will add broadband throughout Romania and will allow those libraries that can't participate in the program now to participate later. Astfel, Ministerul Comunicării va putea să acceseze, să aducă mai mulți bani de la Comisia Europeană în România, pentru ca și celelalte biblioteci din țară să poată avea acces la internet de bandă largă în vederea implementării programului. So for those mayors who are sitting here today who haven't quite made up their mind whether or not to join the Bibliolinet program, let me tell you why it's a great idea to do that. O să vă spun acum de ce este o idee foarte bună să implementați acest program la dumneavoastră. The first thing is it's almost completely free. So you get computers and you get software for free, and the process is a very simple one. Totul este absolut gratuit, calculatoarele și software-ul sunt donate către dumneavoastră. As a result of the structural of the economic crisis which has taken place not only in Romania but sort of throughout Europe, I know that Romanian mayors don't have a lot of money to work with right now. But this is something they can do prior to the elections on with very very little funding. Ca rezultat al crizei economice, știm că dumneavoastră nu beneficiați de foarte multe fonduri, însă este o bună ocazie să profitați de acest program cu eforturi minime. So it's a way of showing citizens, the youngest of citizens, kids who love to be around computers, and the elderly who often need to be around computers or don't know how to use them, how to get the resources they need online. Puteți să le arătați atât celor mici cât și celor mai în vârstă cum să acceseze informațiile online. Right now in Oltenia, in Craiova, sorry, I was in Oltenia yesterday. right now in Dolj, we have 40 local libraries and the county library that are participating in the Biblionet program. În prezent, în județul Dolj, sunt 40 de biblioteci care au intrat în program, plus biblioteca județeană. And we are opening, the new round of applications has already been launched, and you can apply to the program until as late as May 3rd. Am lansat cea de-a patra rundă și puteți să aplicați până la începutul lunii mai. But from what I understand about local budgets is the decision has to be made in April. And so if at all possible, at least, what is it called, the letter of agreement? The letter of intent should probably be signed as quickly as possible. De câte am înțeles, dumneavoastră puteți să luați această decizie la sfârșitul lunii aprilie. De aceea, dacă puteți să semnați scrisoarea de intenție cu cât mai repede, cu atât mai bine. So, by the time this program ends, very briefly, I will just say that we will have opened 2,000, we will have equipped 2,000 public libraries with computers. Până la finalul programului, noi vom fi echipat în jur de 2,000 de biblioteci publice cu calculatoare. We will have trained 3,000 librarians on how to use IT equipment and how to work with their citizens to get the best services possible. Vom instrui aproximativ 3,000 de bibliotecari despre cum să folosească aceste echipamente și cum să lucreze cu cetățenii din comunitățile lor. We'll have worked at the highest levels of government, especially the Ministry of Communications and the Ministry of Culture, to ensure a sustainable library system, both in terms of methodology for libraries, but even more importantly, in terms of providing free access to the internet. Vom lucra cu oficiali guvernamentali, astfel încât să asigurăm sustenabilitatea programului în continuare. And we'll have worked with local government officials and local leaders to make sure that this program remains sustainable. Dar și cu reprezentanții autorităților locale. And I'll be happy to take any questions you may have after this event and individually. După această întâlnire, voi fi bucuros să vă răspund la orice întrebări. Mulțumesc foarte mult! Dar aș vrea să-l rog și pe domnul președinte Ion Prioteasa să ne spună câteva cuvinte. Da, bună ziua! A venit cu mare plăcere aici, cel puțin din două considerente. Unu, să vă felicit pe cei care ați aplicat și sunt 40 de localități din județul Dolj care în acest moment au o dotare deosebită în acest program Biblionet și să vă încurajez pe ceilalți care încă nu ați
aplicat în acest program și să o faceți cu toată forța și cu toată rapiditatea, că este o chestiune și de timp. Să vă spun dumneavoastră și să-l salut și pe Scott și să vă spun că este deosebit de important pentru noi, după ce am avut un program al Ambasadei Americane cu American Corner, iată că avem un al doilea program american în care intrăm cu toată forța, și să-i felicit pe colegii de la Biblioteca Județeană în frunte cu directorul acesteia, Lucian Dindirică, că se preocupă și că își dă toată strădania de a avea în cât mai multe localități acest program care ne spune multe. Și anume, în România numai 2% din copiii de țărani termină o școală medie și numai 1% din copiii de țărani termină o facultate. Este foarte grav ceea ce se întâmplă din acest punct de vedere. De aceea vă încurajez cu toată forța să aplicați în acest program, să aveți aceste calculatoare, să țineți bibliotecile deschise și să nu vă feriți de oameni în niciun fel, pentru că stând aici mi-am amintit că în cursul anului trecut au deschis aici la Biblioteca Alexandru și Aristia Aman un program de învățat cum să lucreze pe calculator pentru persoanele vârstnice. Deci a fost o avalanșă așa de mare de cereri încât unele persoane s-au prezentat la mine la audiență cerându-mi să mai suplimenteze cu câteva locuri. Așa că dintre cei care vor veni să învețe pe calculator vor fi tineri, cum este și normal, dar vor fi și persoane vârstnice și într-adevăr cu aplicațiile pentru APIA sau cu ceea ce urmează să cei care au rude în străinătate să poată să intre într-o comunicație de acest fel. Bill Gates spunea într-un interviu că unul din patru angajați ai săi este român. Deci vă spun sincer că am fost și sunt în continuare mândru de acest lucru, pentru că dintre alte nații, poate indienii în aceeași firmă mai pot să fie reprezentați așa, ceea ce înseamnă că tinerii români sunt deosebit de iscusiți și că în felul acesta nu se știe la care dintre bibliotecile dumneavoastră nu ajunge un tip genial care să-i calce pe urmele lui Bill Gates. De aceea, vă mulțumesc domnilor primari că ați putut să fiți astăzi prezenți aici. Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor și dumneavoastră, de asemenea, vă invit să duceți mai departe acest program, pentru că, iată, 40 de localități din județul Dolj, din mediul rural în mod special, au aceste calculatoare și beneficiază de acest program BiblioNet. Vor mai fi probabil încă 40 și în felul acesta, iată, aproape 3 sferturi din localitățile din județul Dolj au acces la internet și au posibilitatea să aplice pe mai multe planuri, așa cum ați văzut. Vă mulțumim foarte mult, vă dorim să vă simțiți bine la Craiova și să reveniți și cu alte programe. Mulțumim frumos domnului președinte, sper că și dumnealui v-a încurajat ca să puteți primi acest proiect în casele dumneavoastră. Eu am pregătit și scrisorile de angajament, am zis să fiu cu un pas înainte pentru că știu că durează și la dumneavoastră. La fiecare o să vină câte un astfel de formular, tocmai ca să vedeți despre ce este vorba și eu să pot să punctez exact acele puncte care dumneavoastră vi se par un pic greoaie. În primul rând, dumneavoastră ca și primari, ca și responsabil practic de ce se întâmplă într-o comună, trebuie să îndepliniți câteva condiții minime, dintre care să aveți abonament internet cu bandă largă, polița de asigurare pentru echipamente. Este foarte importantă, mai ales că au fost cazuri în care s-au furat echipamentele. Având acea poliță, dumneavoastră nu mai trebuia să suportați din buzunarul propriu. Asigurarea securității spațiului din bibliotecă. Asta înseamnă chiar și gardian și pază, nu neapărat supraveghere video. Uși metalice, gratii, ferestre. Și utilitățile necesare pe care dumneavoastră oricum le plăteați, adică curentul, căldura și apa. Atât sunt. Acum eu o să vă... Mă scuzați. În această scrisoare de angajament
nu e foarte grea de înțeles. Dar aici spune mă angajez să finanțez. Mulți dintre dumneavoastră s-au speriat. Spun asta pentru că deja am implementat două runde, adică 40 de localități, unde după ce am trimis această scrisoare de angajament, pe care într-adevăr am trimis-o mai târziu, că atunci a intrat în posesia noastră, am avut surprize ca unii dintre primari să nu înțeleagă despre ce e vorba și să considere că e o prea mare responsabilitate. Și acum aș vrea să citesc ca să vedeți și dumneavoastră și să vă și explic ce înseamnă. Zice așa, mă angajez să finanțez următoarele costuri aferente administrării bibliotecii, abonamentul, internet, care după cum știți mai mult de 50 de ron pe lună nu este. Polița de asigurare pentru echipamentele donate, pentru 4 computere, este 18 ron pe lună. Asigurarea securității spațiului, asta am vorbit de pază, supraveghere, video, uși metalice, ce aveți dumneavoastră, una din aceste forme. Și utilitățile necesare, curent, căldură și apă. Iar mai jos sunt două puncte în care vi se pun niște întrebări. Dacă dumneavoastră în bibliotecă aveți ceva resurse suplimentare, adică echipamente, dacă sunteți, practic, de acord să mai aduceți ceva în bibliotecă sau dacă aveți. Asta nu înseamnă că nu sunteți eligibili. Puteți să le punctați oricum. Iar un alt punct este extinderea programului de lucru cu publicul al bibliotecii. Asta înseamnă că atunci când vine un utilizator în bibliotecă și să zicem ajunge la 4, da? Vrea și el o informație, durează mai mult. Asta înseamnă acea extindere, o jumătate de oră, 3/4 de oră. Deci nu trebuie să-și depășească programul de 8 ore. Sau poate la dumneavoastră în comună copiii sunt la școală între 8 și 12, da? Puteți să înceapă programul de la 12 la 18, să zicem. Iar bibliotecarul trebuie să stea în bibliotecă, ceea ce ne doare pe noi cel mai mult, pe unii dintre noi. Astea sunt condițiile. Dacă considerați că dumneavoastră puteți să-i ajutați și pe ceilalți oameni care nu au așa posibilități materiale să aibă internetul în casă, vă rog să o faceți. Și Scott a spus că avem o perioadă până în mai. Până în mai înseamnă că aplicațiile să fie gata. Deci eu trebuie să fac un dosar complet cu mai multe date de la dumneavoastră. De aceea aș vrea să vă dau aceste scrisori de angajament și cum ajung la mine la Biblioteca Județeană, eu le și trimit mai departe. Acestea trebuie să ajungă în original la București.